Doamne ajută frați români! Rătăcirile lui Arsenii Boca. Se vor scula ristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semini și minuni ca să aducă rătăcire de se poate pe cei aleși. Cei aleși suntem noi ortodoxi, de aceea trebuie să aplicăm cuvintele Sfântului Arhanghel Mihail, așa, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Mulți am crezut în Arsenie Boca ca drept sfânt, dar puțini am trezit la realitate prin înțelepciunea și darul Dumnezeu pe care ne-a luminat pe fiecare. Dumnezeu ne descoperă la fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu faptele noastre și ale aproapele nostru. Pictura de la Drăgănescu a lui Arsenie Boca este o pictură eretică, mica mâincă și blasfemiatoare. Sfinții trebuie pictați exact după ermenia picturii bizantine, acolo explică clar în acea carte a pictorului creștin ortodox cum trebuie pictați Sfinții Dumnezeu și Maica Domnului, nici de cum o caricatură după mintea și chipul omului. Arsenie Boca are foarte multe greșeli, deoarece doar pictura sa, caricatura sa, blasfemiatoare, tinde spre erezie, ne respectăm deloc cont de tradiția picturii cum ar trebui pictați sfinții. Noi nu ne închinăm nici lemnului hârtiei care sărutăm, ne închinăm cu evlavie și chipului sfântului respectiv care este reprezentat, cum este pictat sfântul în evlavie și smerenie, sfințenie, așa și în rai sunt. Sfinții stau în evlavie, frică, sfințenie, față de Dumnezeu și Maica Domnului. Și alți sfinți, nu cum zic sectare, ne închinăm la chipuri cioplite, dâns și diavoli prin ei hulesc adevărul credinței ortodoxe, deoarece știu draci că adevărata credință este ortodoxia. Arsenie Boca are aceste greșeli care deja faptele sale prin această pictură eretică își exprimă căderea sa ca fiind următoarele. 1. Nu a ținut cont de tradiția picturii bizantine. 2. În pictura sa este reprezentată învierea Domnului ca Hristos fiind pictat după chip femeiesc fără barbă. 3. Hristos pictat cu picioare mormânt, Hristos când a înviat cu tot trupul, nici de cum picioarele sale fiind rămase în mormânt. Când s-au dus femeile mirosițe la mormânt, mormântul fiind gol, nici de cum picioarele rămase acolo. 4. În Sfântul Altar sunt pictați eretici și păgânii vrășmașii lui Dumnezeu pictați ca sfinții în ghilimele Francesc de Assisi și fiind catolic și Orfila, asemănător cu Arie. 5. Toată pictura sa este poza și chipul său pe pereți în loc de sfinți cum trebuiau făcuți pictați. 6. Arsenie Boca atindea mai mult pe ecumenism. Mulți sfinți s-au nevoit în munți de la Prislop, cum ar fi Sfântul Ioan de la Prislop și alții. Doar Dumnezeu știe minunile care se fac datorită lor a credinței oamenilor și mila Dumnezeu și a Maicii Domnului, nici de cum a lui Arsenie Boca. S-a dezgropat de la moartea lui Arsenie Boca, iar oasele lui sunt negri, neputrezite, urâte, înfricoșătoare, venind preoții făcând dezlegări la îngropat înapoi. Dacă Arsenie Boca este sfânt să-l dezgroape cadavrul lui, se convingă toată România de oasele pe care le are, pentru nu a mai cădea în înșelare. 7. Fiind în viață, Arsenie Boca zicea că după moartea sa dincolo se va ruga mai mult, deja se credea mântuit. Mântuirea nu o dă Dumnezeu pe lumea aceasta decât dincolo după moarte, după faptele sincere ale, sau viclenii ale omului. Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe toată lumea, dar faptele noastre bune sau rele ne dă sentința dumnezeiască exact cum merităm. Dacă de-abia dreptul se mântuiește, dar noi nu vrem să primim adevărul, să căutăm dreptate, sinceritate, inimă curată și aina luminoasă a sufletului nostru, ne temem de propria noastră mântuire. Părintele Arsenie Papagioc zice clar, din vorbele sale, este o filmare pe internet, mare greșeală face biserica de-l canonizează pe Arsenie Boca. Dar ce facem? Dăm pe alți sfinți la o parte și-l acceptăm pe Arsenie Boca? Dar sfinții din temințele comuniste, mai ortodoxi, Sfântul Ilie Lăcătușu, ca sfinte moaște întregi, Radu Gir, Valeriu Gafencu, Paisie Olaru, Nicodim Mândiță și alții, care așteaptă canonizarea lor, Vichente Mălău, Antim Găină, de la Secu, îi dăm la o parte cumva. Nici eu nu știu dacă mă mântuiesc, dar nădăjduiesc că mila Dumnezeu a Maicii Domnului și a tuturor sfinților care se roagă pentru mine. Nimeni nu se mântuiește dacă nu caută dreptatea, adevărul, sinceritatea. Nici patriarhul, episcopii, preoții, călugării nu se mântuiesc, de nu zic și apără adevărul credinței ortodoxe. Împotriva ereziilor și altor credințe false, tot la ea se duc.
Poți să fii făcător de minuni dacă nu aperi adevărul, dreptatea, credinței ortodoxe, tot în ea te duci, deoarece doar prin adevăr, dreptate, sinceritate ne mântuim. Hristos este calea, adevărul și viața. Cine crede că deja are mântuirea asigurată pe pământ, sus în ceruri, deja este înșelat. Orice pictor creștin ortodox, cu atât mai mult în cazul părintelui Arsenie Boca, trebuie să cunoască și este dator, era dator, am un pictat păgâni și eretici într-o biserică ortodoxă. Degeaba dânsul și-a dat răspunsul cine este cu adevărat. Orice pictor de icoane e dator să picteze după regulile unei cărți de pictură ortodoxă. Acolo specifică clar cum trebuie pictați Sfinții Dumnezeu și Maica Domnului, nici de cum după mintea pe care întunecă vrășmașul necuratul diavol. Deci, de citim în viața Sfântului Antonie cel Mare pe 17 ianuarie, vedem acolo când Sfântul Antonie se ducea către judecata Dumnezeu, iar necurații diavol la cele 24 de vremi tot îi zicea la Sfântul Antonie cuvintele: mai biruit, mai biruit! Dar Sfântul Antonie încă nu ajunsese a fi în rai. Se smerea tot timpul. Nu v-am biruit deloc. De se mândrea Sfântul Antonie, atunci pierdea mântuirea sa. Iar când a ajuns în rai, Sfântul Antonie zicea: cu adevărat v-am biruit. Degeaba este patriarh, episcop, mitropolit, preot, călugăr, când în aceste vremuri grele, Dumnezeu din partea noastră ne cere mărturisirea de credință ortodoxă împotriva ereziilor. Iar noi vom tăcea, petrele vor răsuna. Și în iad ne vom duce cu tăcerea diplomația în fața ereticilor pentru nu a deranja supărat pe nimeni. Asta dorește necuratul vrășma să închidă gura la toți episcopii, preoții, călugării, deoarece pe voi mirenii vă câștigă mult mai ușor. Episcopii, preoții, călugării trebuie să fie lumina, cuvântul și mărturisirea în fața oamenilor, fără frică, fără teamă, dar din păcate cunoaștem cu toții cine sunt trădătorii de credință și care căutăm adevărul să ne ferim de toți dușmanii care caută să ne ducă în eroare adevărul credinței ortodoxe. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să vă arate toți preoții și călugării și episcopii care sunt la ora actuală să urmați pe calea cea bună, nu pe calea pierzării. Amin.